Ar putea fi acesta un înger care a coborât din cer? Nu, asta e doar mama noastră vedetă. Ea adoră rețelele de socializare. Poartă o ținută de înger la ședința foto pentru Instagram. Și iată celălalt personaj al nostru, o mamă obișnuită. Ea mănâncă prăjituri și așteaptă cu nerăbdare să-și cunoască propriul îngeraș. Urmărește scenetele noastre despre o mamă obișnuită și o mamă pe Instagram, pe UhuaMotion. O mamă obișnuită merge la o plimbare zilnică de 2 ore cu copilul ei și ia întotdeauna mult timp să se pregătească. Trebuie să aibă totul cu ea. Bine, bebe, hai să mergem! O mamă de pe Instagram are un set de plimbare diferit. Trebuie să fie pregătită să filmeze povești minunate pentru Instagram în orice moment. Cred că am luat tot ce era esențial. Oh, copilul meu! Frumoasa noastră mamă de pe Instagram câștigă inimile a milioane de urmăritori cu transformări incredibile. Hainele îi se schimbă pentru a se potrivi cu pantofii ei. O mamă obișnuită decide să participe și ea la o provocare de modă. Dar ea nu are prea multă experiență, așa că își lovește fiul cu pantoful. Ah, dragule, îmi pare atât de rău! Nu am vrut! Mama de pe Instagram transmite în direct petrecerea de ziua fiicei ei. Ea a planificat petrecerea și a copt tortul. Este o mamă perfectă! Iubito, suflă lumânările! La revedere! Dar se pare că de fapt era o petrecere pentru un alt copil. Vă mulțumim pentru decorațiuni! Pa! Ce-a fost asta? Dragule, nu-ți face griji! Au plecat! Această petrecere este a ta! Instamama știe să se relaxeze. Este o clientă frecventă la centrul spa. Lumânări, aromoterapie, tratamente faciale, întreaga lume poate aștepta! Mama obișnuită are nevoie de o pauză după o zi plină de treburi casnice. O canapea confortabilă și o carte frumoasă sunt atât de relaxante. Ei bine, iar un masaj facial cu Lego este o surpriză neașteptată din partea fiului ei. O mamă de pe Instagram vrea să fie absolut perfectă. E timpul să scap de o mică umflătură de pe nas. O operație la nas făcută de un chirurg plastician cu experiență o va ajuta. Mulțumesc, doctore! Abia aștept să văd rezultatul! Operația a decurs excelent, nu-ți face griji! Vom scoate bandajul în 3 zile! Pa! Și între timp, o mamă obișnuită se distrează cu fiul ei la un loc de joacă. Și nasul ei are nevoie de bandaje! Procedura este dureroasă, dar complet gratuită! O mamă obișnuită face curățenie. Oh, machiajul meu! Fiule, ce ai făcut? Acum am mai multe treburi casnice. Deși, probabil, mă voi alege cu un selfie drăguț. Povestea mea pentru Instagram arată grozav. Îngerul meu a adormit. Urmăritorilor mei le va plăcea. Uite, ești atât de adorabilă! Mamă! Haide! Din nou? No! Postat! E timpul să-i dai o lecție Instamamei. Ah, nu mai filma! Pune telefonul deoparte! No! Nu îndrăzni! Nu sunt machiată! Thank you.
Mamă, mamă, trezește-te! Am întârziat la școală! E? Oh, nu! Am adormit prea mult! O mamă obișnuită este la fel ca un soldat. După 40 de secunde de pregătire, este gata să plece. Mamă! Mami! Scoală-te! Școala începe în 7 minute! Cine? Ce? Mă duc să-mi pun pantofii. Te aștept la ușă. Da, da, doar o secundă. Chiar și atunci când o mamă de pe Instagram întârzie, nu va pleca de acasă arătând ca un dezastru. Ținuta ei trebuie să fie foarte detaliată. Hai, închide fermoarul! Și bigudiurile nu se desfac! Hai! Ce-ți ia atât de mult? Un machiaj grăbit este foarte periculos. Oh, nu! Va trebui să fac totul din nou! Mamă, ți-a luat prea mult timp să te pregătești! O mamă obișnuită se machiază într-o oglindă obișnuită. Și o insta-mamă folosește camera frontală așa cum e obișnuită. Telefonul este ca o parte a corpului ei. Insta-mama și fiica ei au o ședință foto cu filtre faciale noi. Și acum să o facem împreună! Suntem atât de adorabile! Fericirea pentru o mamă obișnuită este atunci când copiii ei sunt ocupați cu ceva și ea are câteva minute libere pentru ea însăși. Mama doarme? Am o idee! Și acum, o mamă obișnuită are un filtru de față frumos direct pe față! Ce faci? Am adormit doar câteva minute! Bună, pot să te ajut! Mulțumesc, doar mă uit! Avem modele noi, chiar aici! Tocmai au apărut pe piață! Foarte interesant! Și acest telefon are o cameră frontală îmbunătățită și vine cu căști gratuite! Da, da, grozav! Dar Insta-mama nu o ascultă deloc pe vânzătoare! Este complet mulțumită de propriul telefon! Acesta este singurul loc în care poate aprecia noua ei poză de multe ori de pe conturi diferite! Mamă! Mamă! Haide! Mamă! Dă-mi telefonul tău! M-am plictisit! Bine, uite! Acum, Insta-mama noastră poate face cumpărături în liniște! Unde s-a dus fiica mea? Oh, nu! Orice în afară de asta! Ai văzut o fată! Dulceață! Dragă! Unde ești? Fiu! M-ai speriat! Iată prețiosul meu telefon! În mod ironic, mamele noastre sunt prietene vechi de la școală. Bună! Locul tău este foarte drăguț! Intră! Aceasta este sufrageria noastră. Ia loc! Nu te-am văzut de atâta vreme! Uite, fiica mea este așa de mare! Oh, semănați perfect! De parcă ați fi surori!
Îți plac cerceii mei! Sunt atât de drăguți! Să ți-l arăt pe fiul meu! Aici era! Oh, ce adorabil! Nu pot să fac zoom! Oh, ce jenant! Instamama a uitat complet că există și poze reale în lumea reală! Ți-a plăcut să vezi aventurile unei mame de pe Instagram și ale unei mame obișnuite? Atunci comentează mai jos pe cine ai susținut cel mai mult! Și ai vrea să vezi continuarea acestei povești? În plus, apasă butonul de abonare, dă like acestui videoclip și fă click pe clopoțel. Nu rata niciun videoclip fascinant de la Uhu Wow Motion.